Perioada sărbătorilor de iarnă aduce un număr mare de turiști la munte. Rezervările au fost făcute încă din vară și cu greu se mai găsește o cameră liberă în hoteluri sau pensiuni. La Sinaia, gradul de ocupare pentru Crăciun este de aproape 100%, iar pentru Revelion, pachetele turistice au fost deja epuizate. Meteorologii anunță zăpadă la munte în perioada următoare, așa că stațiunea va fi plină de turiști și se va anima. Următorul reper important este reperul anului nou, în care, din fericire, putem spune acum, din informațiile pe care le-am cules de la colegii noștri hotelieri, că ne-am mișcat foarte, foarte bine și că s-au mișcat foarte, foarte bine și că s-a vândut în proporție de 100% revelionul la noi. Cam toate camerele care există sunt ocupate și pe semne că acum, dacă mai sunt câțiva întârziați care au reușit să mai găsească câte ceva pe aici, pe acolo, e foarte bine pentru ei, au fost norocoși și presupunem noi, și nu cred că greșim cu nimic, că vom avea un sfârșit de an la fel ca în fiecare an, cu sărbătoare, cu lume multă, cu agitație, cu artificii, cu șampanie și cu tot ce ține de fastul sărbătorilor de iarnă la Sinaia. Și pentru că o vacanță la munte înseamnă schi, în centrul stațiunii harta veche a fost înlocuită cu una nouă, care prezintă domeniul schiabil și instalațiile de transport.